Am revenit în cadrul emisiunii Actualitatea Mara Media cu directorul executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mara Mureș, Oana Oșanu. Spuneam așadar, înainte de publicitate, că poate ne spuneți și cât ia unui șomer, unei persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, să se încadreze, să găsească un serviciu în Mara Mureș. Da. Noi am avut această curiozitate de a calcula. Foarte puține agenții calculează servicii publice de ocupare din țară. Nu vrem să ne lăudăm cu asta, dar nouă ne place să studiem puțin și fenomenul, să vedem ce se petrece. Și am constatat că unui șomer, prin calcule precise, unui șomer, îi trebuie în județul Mara Mureș și are nevoie de 7 luni de zile pentru a-și găsi un loc de muncă, în medie. O durată medie a acestei perioade. Deci are nevoie de mai mult de o jumătate de an pentru a se integra pe piața forței de muncă. Asta ne spune foarte multe. Durata medie a acestei a crescut și diferă de la o vârstă la alta, bineînțeles. Dacă o extindem și pe nivel. Sigur că cele mai afectate persoane sunt peste 45 de ani, când mai greu se integrează sau care au un nivel de calificare scăzut. Dar atâta timp, asta înseamnă și dă semnale spre creșterea șomajului de lungă durată. Și, bine, semnalele acestea le-am avut noi chiar cu 10 ani în urmă, că se dezvoltă acest fenomen de șomaj de lungă durată, dar a fost recunoscut abia în anul 2013-2014, când a fost reglementat și definit prin lege ca șomerul de lungă durată, tânăr și adult. Șomerul tânăr de lungă durată este cel sub 25 de ani care stă mai mult de 6 luni în șomaj, iar adultul, șomerul adult, este acea persoană, este atunci când stă mai mult de 12 luni în șomaj. Noi am calculat această medie și am constatat că 7 luni are nevoie un șomer maramureșan pentru a se încadra pe piața forței de muncă. Sigur că putem spune din experiență că dacă va sta mai mult de 4 luni, dacă trec 3-4 luni de zile, deja acest șomer devine greu integrabil. Se integrează mai greu, este mai dificil, mai pretențios. Comportamentul și atitudinea față de... îi scade apetitul pentru muncă. Se complace în această situație, devine pasiv, nu-și mai dorește. Să nu uităm că... și această nouă generație așteaptă mai mult să fie invitat, să fie chemat, să primească informația, nu să o caute. Deci este această generație, o primim în permanență, la telefon, la televizor, primim informațiile și le selectăm. Dacă ne interesează, da, dacă nu, nu ne interesează, trecem peste ele. Dar această comoditate devine acută și atunci este o problemă. Trebuie să intervenim noi și să-i trezim, să-i trezim la realitate și să încercăm să-i activăm. Și cum puteți face asta? Îi chemăm la servicii de consiliere. Noi am încercat să facem și o evaluare a bazei de date a șomerilor de lungă durată și am chemat din evidențele noastre peste 2000 de șomeri au primit scrisori acasă din baza noastră de date. Și am constatat că din acei 2000, aproape 500 nu erau acasă, erau plecați în străinătate. Probabil de aceea noi am observat că n-au apelat de multă vreme la serviciile noastre. Erau în evidențele noastre și trebuia să-i chemăm, să le facem o serviciu de consiliere de mediere. Există și acest fenomen. Se registrează și nu anunță plecarea în străinătate. Mă refer la șomerii neindemnizați, care nu are niciun impact asupra doar statistic este influențată. Nu avem cum să nu au obligativitatea să ne anunțe. Nu au nicăieri obligativitatea să anunțe. Să este libera circulația, este cetățean european și are dreptul să lucreze oriunde crede că e mai bine pentru el.
Aveți și acel serviciu EURES pentru locuri de muncă în străinătate, că toți spuneați că suntem cu toții cetățeni europeni până la urmă. Funcționează, reușesc maramureșenii să își găsească un loc de muncă în străinătate prin acest serviciu? Da. În primele 9 luni ale anului 2007 au apelat la serviciile noastre în jur de 700 de persoane. Din păcate, încă de la înființarea serviciului EURES din anul 2008, foarte puține persoane au reușit să plece prin acest serviciu. Să nu uităm că a existat perioada 2008-2009, când a existat o colaborare cu Germania pentru domeniul agriculturii și atunci am avut o solicitare foarte mare. Au fost foarte mulți care au plecat în domeniul agricol și acolo ar fi cererea cea mai mare. Din păcate, aceste selecții s-au organizat în sudul țării și costurile cu deplasarea pentru selecția persoanelor sunt suportate strict de persoana care se dorește să se deplaseze. Serviciile sunt gratuite, totul este asigurat, dar deplasarea acolo este suportată din buzunarul persoanei interesate. Și asta a fost unul dintre motivele pentru care nu au fost selectate persoane din județul nostru. S-a mai organizat o selecție la Oradea, unde câțiva maramureșeni doar și-au manifestat interesul de a pleca la această selecție. Noi am încercat să organizăm și încercăm să organizăm o bursă, să invităm angajatorul în cadrul serviciului EURES în județul Maramureș, dar angajatorii nu doresc. Sunt interesați să meargă acolo în zonele unde agricultura este mai în sudul țării, unde persoanele sunt mult mai multe decât în județul nostru. Sunt mai interesate, au de unde selecta. Sigur că am reușit o persoană, o cameristă a plecat, cred că Germania, și o persoană s-a angajat în domeniul agricol. Deci două persoane s-au angajat prin serviciul EURES în 2017. Eu zic că este ok, este bine. Dar unul dintre impedimentele principale pe care le întâmpină maramureșenii este, pe lângă faptul că selecțiile se organizează cele din domeniile mai solicitate în sudul țării, în alte județe, este faptul că se solicită anumite condiții pe care ei nu le îndeplinesc. Condiții, de exemplu, să aibă anumite calificări în anumite domenii, anumite diplome în plus. Și limba este principala problemă. Nu cunosc limba țării respective. Germania preferă cunoașterea limbii germane. Noi organizăm cursuri de limba germană și se pot înscrie la cursuri de limba germană, dar ar fi bine cumva să știm dinainte, să știm persoanele interesate care doresc să plece prin aceste servicii EURES, să știe ce vor, să participe la aceste servicii de consiliere și atunci putem să-i îndrumăm, să organizăm un curs de limba germană pentru nivel, depinde de nivelul pe care solicită angajatorul și putem să le facilităm, dar nu putem să le garantăm că vor fi angajate. Au fost multe oferte în domeniul agricol pentru Spania, Marea Britanie, cele mai solicitate, Austria, Norvegia și Germania. Sunt statele, Italia și Spania sunt cele mai solicitate de maramureșeni. Da, și din păcate în aceste țări lumea apelează la cunoștințe și uite așa că Alex așa funcționează. Să plece din județul nostru. Vorbea despre cursuri. Cursul de calificare în acest an în ce domenii s-au Da, am organizat, acționat? În momentul de față, că ați vorbit de Sighet, organizăm un curs de lucrător în cultura plantelor. Și observăm o creștere a interesului persoanelor din acea zonă pentru organizarea de cursuri și să știți că anul acesta ne-am orientat foarte mult spre zona Sighet, Pișeu și Borșa și am organizat cursuri de coafură, cursuri de am avut în acea zonă a fost foarte solicitată, la Borșa am finalizat. Avem acest curs de lucrător în cultura plantelor, designer pagini web. Am organizat de asemenea cursuri de competențe informatice
foarte multe. În fiecare punct de lucru am organizat câte un curs de competențe informatice, deci de designer pagini web, în general cele care vin să completeze oarecum aptitudinile persoanelor care le cresc șansele de angajare la locul de muncă. Ați organizat în aceste domenii pentru că ați avut solicitări? Da, sau? am avut noi ținem cont și de cerințele pieței și ținem cont și de dorința persoanei. De multe ori persoana în cauză testează piața forței de muncă, găsește un loc de muncă și sigur că constată că îi lipsește o anumită competență, anumite abilități, abilitățile, mă rog, le are. Dar diplome de calificare într-un anumit domeniu, cum ar fi cele informatice sau de limbă străină, sunt solicitate. În domeniul de turismului, serviciile turistice, cele de camerist, recepționer sau în aceste domenii sunt solicitate cunoașterea limbilor străine, engleză, germană, franceză. Și atunci se înscriu și la cursurile de limba engleză. Anul acesta să înțeleg că nu vor mai avea loc. Cursul s-a încheiat etapa da, de pentru organizare. Acest an am epuizat tot bugetul alocat pentru cursurile de calificare. 300 de șomeri au fost calificați și încă sunt în derulare. Avem 3 cursuri încă în derulare. Și am mai avea pentru două grupe de cursanți, tot pentru competențe informatice, foarte solicitat. Și am solicitat să fie bugetat aceste două cursuri. Dacă vom primi, le vom demara, dacă nu, cu siguranță că în luna ianuarie vom demara aceste cursuri din bugetul pe anul viitor. Și au dreptul să participe, să se înscrie doar persoanele care sunt în evidență de dumneavoastră, da, ale agenției? Da, da. Persoanele care sunt în evidență noastră și nu realizează venituri sau sunt într-o formă de indemnizare, indemnizație de șomaj, beneficiază de gratuitate. Avem și persoane care plătesc cursurile pentru a beneficia de aceste cursuri. Mă gândesc că sunt da. Și alții interesați. Vedeam foarte multe anunțuri pentru bucătari, mai ales pe rețelele de socializare. Da. Cred că și Facebook-ul vă face o concurență puțin așa. Da, sigur. Noi ne bucurăm. Noi ne bucurăm atunci când există anunțuri și cursuri. Sunt foarte mulți furnizori privați care organizează cursuri și angajatorii, deci chiar cei care au restaurante și au firme, se pot autoriza pentru a organiza cursuri de calificare și pot califica conform cerințelor pe care le au la locul de muncă. Au această facilitate de a se autoriza și a organiza cursuri acolo și practic o desfășoară tocmai acolo la locul de muncă și atunci angajatorul sigur că își poate alege pe cel mai bun și se pot încheia contracte de muncă ulterior. Tinerii absolvenți au dreptul să participe la astfel de cursuri sigur, care le organizați, sigur, care sunt sigur, în evidență dumneavoastră? Sigur, tinerii absolvenți și ponderea cea mai mare la cursuri, să știți că au femeile. Cele mai multe femei, sex feminin, sunt cele mai active și cele mai dornice să-și completeze paleta șomajul de calificări. În rândul femeilor comparativ cu celălalt bărbaților? Este 47% femei și 53% bărbați. Deci este oarecum egal. Dar această pondere, sigur că bărbații sunt. Să nu uităm că avem o istorie cu mineritul, sunt foarte mulți bărbați în așa. Dar am observat că femeia este din ce în ce mai activă pe piața forței de muncă. A fost mult mai mic șomajul în rândul femeilor. A fost perioade când a oscilat, dar femeia este din ce în ce mai activă pe piața forței de muncă și cel mai ușor se integrează. Ați pomenit despre minerit. Nu v-ați gândit să realizați o statistică, să vedeți cum a fluctuat șomajul în județul Maramureș de când s-a închis mineritul și până azi? Ba da, să știți că ne-am gândit și am constatat că au existat mutații majore pe piața forței de muncă și de fiecare dată când a intervenit un fenomen de restructurare,
de modificări, de schimbări, pentru că asta este, de fapt, caracteristica esențială a pieței forței de muncă de la noi, este schimbarea, nu este echilibrul în niciun caz, sau stabilitatea. Am avut parte în permanență de schimbări. Am fost zonă monoindustrială, nu am fost pregătiți să venim cu alte locuri de muncă. Și ba mai mult, au intervenit și alte modificări legislative care au facilitat pensionarea la 45 de ani, ceea ce i-a scos și din populația activă. Deci eu n-am mai făcut parte din populația activă, pensionarii din minerit, și au fost foarte mulți. Cea mai mare rată a șomajului m-a avut-o în aprilie 1996, când nu cea mai mică a fost, dar în acea perioadă am avut 26.000 de șomeri. 26.000 de șomeri au fost atunci și vă spun exact, în aprilie 99. A fost perioada când 97-98, când a fost cea mai acută problemă cu care ne-am confruntat. Și au fost închise zonele, prima, au fost închise zonele miniere și să nu uităm că atunci au apărut și ordonanțele de urgență, cu modificări în zona de restructurare și privatizare și de lichidare a unor societăți comerciale, să nu uităm că a fost Phoenix-ul atunci, în industria prelucrătoare a minereurilor nemetalice, industria minieră cu M. Cavnic, M. Băiuț, M. Șuior. A fost industria constructoră de mașini, Metamar, care nu mai este, și industria ușoară, Maratextul. A fost acolo mii de oameni angajați, s-a desfințat. A fost industria transporturilor din CFR. A fost disponibilizările de atunci din domeniul la Marmația, Someș. Deci firme care dintr-o dată au dispărut, au creat mii de șomeri. Cum vă spuneam, au fost 26.000 atunci la noi în evidență, am avut 11,2 rata șomajului. Sigur că concedierile colective din acea perioadă au fost urmate apoi și de apariția legii 76 din 2002, care a desființat alocația de sprijin, care a fost înainte instituită prin legea 1 din 91, prima lege a șomajului. 91 a fost recunoscut pentru prima dată fenomenul șomajului. Sigur că în perioada anilor 2005-2008 am avut cea mai mare, o reducere semnificativă a șomajului și atunci s-a cunoscut o creștere economică, atât din partea companiilor străine, care au investitori, care au început să investească în județul nostru, cât și din partea companiilor românești, române, din deci autohtone, care și-au dezvoltat afacerea. Din nou a venit un alt boom, a venit criza economică și iar ne-a luat pe nepregătite. Și ne-am confruntat cu modificări structurale. Aici au început deja șomerii neîndemnizați să crească, foarte deja nivelul de calificare începe să scadă deja până în anii 2000. Deci să nu uităm că în 2009 s-au desființat școlile de artă și meserii. Deci iată o multitudine de factori care au influențat ceea ce trăim astăzi. Și au existat și foarte multe concedieri colective. Da, ne aducem aminte că a fost o perioadă în care vă vizitam foarte și des. Și ordonanțele care au încurajat oarecum nemunca. Să nu uităm că au fost venituri de completare pe lângă șomaj și beneficiau de un șomaj consistent și plus sumele compensatorii de care beneficiau. Venitul de completare prelungeau oarecum și durata indemnizației de șomaj. Sigur că prin noua lege a șomajului s-au diversificat și se diversifică în continuare măsurile active. În condițiile în care personalul Serviciului Public de Ocupare a fost înjumătățit, să nu uităm că și atunci, tot în 2009, s-a produs
restructurări în sistemul, în sectorul bugetar. Cel puțin pe noi ne-a afectat serviciul public de ocupare foarte mult. Aproape că ne-am înjumătățit. În condițiile în care măsurile active și problemele de pe piața forței de muncă s-au mulțit și a trebuit să intervenim. Ori nici noi, este foarte greu pentru noi, nu avem resursa umană necesară să putem să ne ocupăm de fiecare persoană în parte așa cum ar trebui să ne ocupăm. Să facem o consiliere personalizată, să acordăm mult mai mult timp. Am observat că persoanele care se adresează agenției noastre au foarte multă nevoie să fie ascultați. Să fie ascultați de problemele pe care le au și să fie îndrumați. Un sfat le este suficient. Un sfat, orice îndrumare și pleacă fericit de la noi. Și am constatat că este nevoie de această consiliere. Să nu mergem mai departe, mai în urmă, să spunem că este nevoie de consiliere încă din gimnaziu, ca clasele primare. Ori un consilier în medie, există un consilier în școală la 800 de elevi care poate să facă față. Este imposibil să poți să... Exact aceeași situație și... Deci este o foarte mare nevoie ca persoanele de mici să fie îndrumate. Să fie îndrumate spre o profesie, spre o meserie, să conștientizeze că poate obține venit dintr-o meserie frumoasă, dacă are aptitudini în acel domeniu și poate să realizeze profit, să facă chiar afacerea visurilor lui, să fie încurajat în acest domeniu și îndrumat, decât să ajungă șomer. Să urmeze o facultate, poate că așa vor părinții sau, știu eu, trebuie să urmeze o facultate când poate învăța o meserie și să-și facă propria firmă. Sau, aici da. întâmpinăm probleme și este nevoie de sprijin. Da, sau să ajungă să muncească în străinătate, ceva ce... Da, sub nivelul de calificare, sigur. Sau, pentru care da. Nu este pregătit, sigur, din punct de vedere sigur. Profesional. De la 26.000 de șomeri în anii 90, 95, 96, cât a zis, astăzi sunt la cât am 7.400 am ajuns astăzi, din care doar atunci erau majoritatea îndemnizați, erau foarte puțini îndemnizați. După criza economică s-a inversat raportul. Avem șomeri indemnizați mai puțin, pentru că, să nu uităm, în 2007 România a devenit stat membru al Uniunii Europene, s-a liberalizat circulația lucrătorilor și a început migrația forței de muncă. Deci ei au început să migreze către statele care au oferit, știm foarte bine, Maramureșul este fruntaș în migrația forței de muncă în spațiul comunitar. Suntem zonă de graniță și printre județele cu cea mai mare migrație către această zonă a Uniunii Europene. Da, dar tot e bine că au apărut o serie de facilități noi, cel puțin pentru angajatori, și îi mai încurajează oarecum pe oameni. Da, există facilități și pentru șomeri și pentru angajatori și toate la un loc nu fac decât să faciliteze să se întâlnească cererea cu oferta. Noi asta ne dorim, de fapt. Ca angajatorul să fie fericit că și-a găsit angajatul potrivit și șomerul să fie fericit că și-a găsit un loc de muncă. Dar este în creștere numărul de șomeri la nivelul județului Maramureș comparativ cu 2016? Comparativ este a stagnat. Deci ne situăm tot în jur de 6.900, în jur de 7.000. Este cifra la care ne învârtim de 2 ani, așa, oscilează de la o lună la alta. Da, și tot de câțiva ani putem spune că Maramureșul este un județ care stagnează cam în toate domeniile, din păcate. Vă mulțumesc mult pentru prezența și noi vă mulțumim. În emisiunea astăzi. Poate la început de an 2018 ne anunțați și cursurile de calificare pentru cei interesați, că e nevoie și de acestea. Mulțumesc încă o dată pentru prezență. Emisiunea i-a sfârșit. Rămâneți cu programe TV Sighet. Să aveți o seară bună!